că nu ne avansează. Nu ne mai căsătorim. Și dacă nu ne mai căsătorim, nu trebuie să-ți mai dau niciun ban. Corect? Nu. Dar nu-i corect, șeful. De ce să-i plătesc eu la asta jumătate soldă? Un sfert, șeful, că i-am făcut discount. Să anulați dracu actul ăla. Dar eu nu vreau. Buletinele și taxa. Taxa? Da, taxa de cununie. 1,5 milioane. Cât? De o săptămână trebuia să-mi dea banii. Eu îl dau judecată cu orice risc. Măi, tu ai nebunit? Da. Păi ce vrei să scrii prin ziare despre noi? Sergent, dă-i banii imediat, că altfel te nenorocesc. De unde bani, șeful, că i-am cheltuit? Eu n-am știut că chiar trebuie să am crezut că e o glumă. Glumă? E, atunci ne vedem la tribunal, sergent. Măi, iepura, stai mă că o rezolvăm, stai un pic. Dacă nu-mi dă banul? Ți-i dă, mă! Stai liniștită! Sergent, ai 48 de ore să-i dai banii. Dacă nu, vai de fundul tău! Mâncă-l-or, mama, pe el de lefter! Cum a vrut el să facă cununie? Fă un leuț în buzunar! Lasă-mă! Să zicem mersi că a avut curaj! Ia zi, Pisi, din ce îmi făceai tu mie rochița de mireasă? Din hârtie igienică? Chiar așa, dragă? Da, acum lăsând gluma la o parte, tu crezi că am putea face leasing la rochii de mireasă? Hai, mă, Emma, hai să nu mai fim răutăcioase cu ei, vrei? Mm-hmm. Uite, odată și odată o să-și permită și ei să cumpere rochii de mireasă, oh, nu? Da, da, probabil că n-o să se mai poarte. Bine, o să ajungem noi milionari. Exact, noi. Dacă nu, să nu-mi spuneți mie pupăză. Și mie. Și mie chiorete. Hai, da, mă, să ne îmbogățim. Auzi, Emma, crezi că am exagerat cu gluma? Auzi, dragi, că ia caută tu o rubrică de economică. Stați puțin, domn caporal, să termin cu mondenele. Vreau să dreacu cu mondenele, cu bârfele. Bă, noi trebuie să facem rost de bani, ție te arde de cleveteli, că te termen. Bă, ia zi, care ai să-mi dai și mie jumătate de soldă până la soldă? Poate doar dacă spargi în vreo bancă ceva. O să râdeți, domn caporal, dar asta e o afacere nouă. Iau ce scrie aici. O bancă din Hong Kong i-a dat unui moș 1,000,000 de para recompensă pentru că a înapoiat 20 de milioane de para furate cu câteva zile înainte. Wow, ce tare, moșul, dacă a ciordit atâta. Nu, trească, că nu ăsta i-a furat. I-au furat alții, dar i-au ascuns la moșul un cavou, căci că era părăsit. Și moșul a găsit bănetul și i-a dat înapoi pe toți? Exact. Ce bou. Bobo, dar s-a ales moșul cu 1,000,000 de para? S-a ales? Păi nu vă dați seama ce afacere bună e? Te duci, dai o spargere la o bancă și a doua zi te întorci cu banii așa ca în gerașul. Ca și cum ai fi găsit. Și pac, recompensa. Nu e bună afacerea? Da, bă, se dă și la lui recompense de-astea? Păi, impotentii când trebuie, nu că m-ar interesa pe mine. Nu scrie. Stai puțin, stai că eu tot nu pricep. Zici că el e prieten cu jugarul sau... Nu, mă, i-am făcut-o eu mai de mult și de atunci urmărește să mi-o facă și el. Gata, mie. Gata, m-am înțeles. Nu. Și tu o să fii la prima peste 2 săptămâni cu... Nu, că mi-a zis că Inușa, că l-a văzut pe bărbatul meu acum câteva zile vorbind cu jugarul și cred că o coace stai, stai, ceva. Stai. Găinușa Cricotașu? Da. Îl știi? Firește că îl știu dacă suntem vecini.
Colega mea dragă, aranjează-mi și mie pentru un autograf, te rog! Da, poftiți! A venit! Saruna! Bine ați venit! Da. Sunt un jaf în armat! Nu, eu un jaf în armat! Nu! Mă scuzați! Eu un jaf în armat, mâine sus! Nu, cred că e farsa. Da, sigur că da. Nu zici că nimeni, mâine sus și scoateți toți banii! Așa. Imposibil! Cum e imposibil? Imposibil, ne-ar lua câteva ceasuri. Sunt sute de miliarde. Atunci scoateți cât puteți și mai repede, că n-am timp, trebuie să ajung la instrucția asta, la... Am eu treabă, ce vă interesează pe voi? A, vreți să spuneți că trebuie să mergeți la televiziune după... pentru montaj, nu? Bă, la televiziune o să ajungi tu ciurui și plin de sânge la știrile ProTV, dar nu mai faci figuri. Tu te văd aici, mă. Da, nu vă supărați, aveți cu ce să-i cărați? Păi cum o voi dita mai banca? N-aveți și voi o plasă de plastic, o pungă, o plasă de rafie, ceva, o aia să dați la client să meargă cu banii, mă, dar să faci mai și fără rost de pungă că te grăb. Gata, am fugit. Unde fugi? Trei la loc că te fac plasă acum. Te pleci tu, te duci să chem poliția, să vine aia încoace-ți mă puie pe mine într-o lumină jenantă. Auziți, dar după ce terminați cu jaful ăsta armat, poc! Îmi dați și mie un... Stai că era aici. Da, pune jos! Hai că nu ăsta. E celălalt. Autograf. Ah, un autograf. Domnul Jugaru. Dă cu același, că ce eu sprost, nu știu să scriu. Deci, pentru domnul Jugaru, nu? Bă, tu-ți bagi jos de mine, bă, că te fac franșurii mei, bă! Pitule, un jaf în armat, deci ăsta e cu gloanțe, băi, dacă vreau pot să și trag. Domnul Jugaru! Să te luăm salvarea! Jugaru! Salvarea! O farsă, stai bine! Domnul Jugaru! Hai, domnul Jugaru! Domnul Jugaru! Domnul Jugaru! Au cuba! Intrăm pe ușa principală ca orice client. Fii atent, trebuie sincronizare perfectă. Ai băgut poză și dacă ne prinde, ce ne facem? Cine mă să ne prindă, niște bodyguards amărâți? Hai băgut poză, lasă-mă în pace, că poate nimerim vreun luptător de la The K-1. Că am auzit că toți ei bodyguards în timpul liber. Bă, Chiorete, nu fi tâmpit, mă. Păi, l-ai vedea tu pe Ghiță sau pe Iftimoaie, de exemplu, păzind ficul și pe la bănj, mă? Ce-ați pățit, șeful? M-am pușcat un prost în picior. Unde? În picior, tăpitule, surd! Ce s-a stăt? Aici niște planuri de vile. De vile, că ne uităm așa pentru când o să avem noi bani, nu acum. Vă luați bine. Mă, n-ar fi rău să vă uitați și pentru mine, că se apropie o perioadă bună. Prevăd că o să văd viața în rost mai departe. Vă luați ochelari de ea de copii? Chiorete! Gogoșe! Încetați! Da! Tăiți! Acelui! Termină, dracu, că ne-ai luat de neamețit. Nu intrăm odată în bancă, s-o spargem. Mă asigur să nu fie poliție, după care intru eu. Și la fix 30 de secunde după mine, intri tu. Hai bă, pupăză, dar nu mai bine intrăm noi amândoi, că dacă suntem mai mulți, îi spariem mai tare și poate scoate-i dracu banii mai repede, nu? Nu, fraiere, că poate mai e vreun paznic în toaletă și ne cade în spate. N-ai văzut în filme? Așa, intri tu mai târziu, și le cazi tu lor în spate. Ești genial, bă, dă-te, drec. Aha. Și aceară l-am. Dă bău, ca de obicei. Nu-ți terminați, mă, că nu-i momentul acum. Tu, Gogoașă, stai aici în mașină. Aha. Și vă aștept cu motorul pornit, nu?
În niciun caz, Gogoașă. Că la câtă benzină avem, nu ajungem nici până la intersecție. Noroc că avem banca pe strada cu unitatea, că altfel n-apucam să spargem niciodată vreo bancă noi, bă. Doamne, dacă aș avea noroc să mai vină și astăzi, știu ce am de făcut. Îi dezarmez. Păi numai așa pot să prind și eu un amărât de autograf. Ia uite ce mi-am luat aici. Am pix, am carnețel. Nu mișcă nimeni! Ăsta e un jaf! Wow, dar ce-ați slăbit de ieri până azi de la tratament, nu? Trage-mi gură și du-te și deschide seiful, că trag! Domnul jucaru, lăsați domnul ăsta la mine că e mai în siguranță, domnul jucaru. Nu trage! Domnul Jugaru! Ce s-a întâmplat cu el? Ăsta cred că nu vrea să-ți dea autograf. Domnul Ju... Ia uite. Nu mișcă nimeni! Eu un jaf înarmat! Scoateți banii! Hai că azi mi-am adus și pungă! A, azi ați venit cu toată echipa? Dă-și în gură și scoate banii de seif! Îmi pare rău, dar în seif nu avem bani. Avem doar lingouri de aur. Să de draci, aur! Ia dă-i drumul, bășterule, și adu câte lingăuri poți tu. Domnul Jugaru, dacă vă aduc câte lingăuri pot eu, îmi dați și mie autograful ăla, domnule. Uite că am... Uite. Doamne! Doamne! Mișcă! Nu mișcă nimeni! Bă, tu mă contrăiești că-ți bag una în botul ăla, tu mișcă, că te zic! Hai, domnul Jugaru, dați-o încolo de treabă. Ia uite-l, bă, cum se mișcă, se duce de parcă stă. E un jaf! Știu, dar dracu, dar la 1.500.000 ce vrei să angajeze? Păi, stai la râc, eu sunt primul. E un jaf, doamne, dânsul nou. Domn sergent? Sergent? Ce? Nu, doamne, noi, banda noastră e organizată așa ca o juntă militară, mă înțelegeți, ca să știm care-i șef, care răspunde, care execută, că... Da. De-aia îmi spune mie, sergent, că noi nu suntem soldați NATO sau... Scoate banii, gata cu vorbăria! Gata, hai! Poliția! Nu trageți, eu vă predau! Nu e poliția, e salvarea. Am chemat-o eu pentru dumnealui. Preventiv. Vai, ce drăguță sunteți, mulțumesc. De ce m-ați mai chemat astăzi? Că văd că n-are nimic. Stați puțin, că încă nu s-a terminat jaful. Că e jaf, nu? Da, jeful, jeful. Unde-i chelul cu lingăurile că te sparg? Păi nebăiatu! Doamne, ce greu e ăsta, măi, frate. Hai, domnule, ține punga aia, domnule. Am așa, domnule. Aolo, v-ați lovit? E, ați văzut, domnul doctor? Vă doare rău? Țeapă, fraiere! De data asta mi-am luat unul de rezervă! Chiorete! Zilu Gogoașe să tragă mașina! Gogoașe, trage și tu! Nu cu pistolul, idiotule! Trage mașina, ți-am zis! Mai chem o dată salvarea! Astăzi avem supliment! Lasă jos, chelule, că te ciului! Gata! I-am nimerit, domn caporal! Tu ai tras, idiotule! Da, să treci! Normal! Te-am zis eu să tragi! Nu, dar am citit pe ușa de la intrare. Trage! Și am tras, că am crezut că mi-ați lăsat mesaj scris. Domnul Jugaru! Domnul Jugaru! Oare avem loc pentru toți ăștia în salvare? Mai cheamă una, mai cheamă o salvare! Domnul Jugaru! Mamă, sunt trei! Și dacă te prind că mai cobori din mașină, te împuși cu mâna mea, Gogoașă. Da, să treci. Dar mă gândesc, nu mai bine vin eu cu un camion? Că dacă sunt lingori, cum am văzut, alea-s grele, șeful, și dă-mi dracu amortizoarele la mașina lui domn comandant. Gogoașă, vino cu ce vrei tu, numai stai
înăuntru, în ea, în mașină. Cu motorul pornind? Tăci, tăci. Bă, popăză, bine măcar că am scăpat de concurență. Crezi tu că renunță sergentul? Că doar nu fi în stare să dea spargerii așa variat cum e acum. Bă! De-a dracii să vă mai prind la banca aia, că vă împușc eu cu mânuțele mele, bă! Banca aia e a mea, bă! Eu o sparg! Voi căutați-vă alta! Clar? Clar să trăiești! Auzi, știi dacă trebuie să apară mașinuța cu bani? Cam peste o oră. De ce? Păi ai uitat că trebuie să vină băieții de jugaru, a? Și să nu se nimerească tocmai atunci, că n-am cum să-i las în sediu, dar știi și tu procedura, ce naiba. Stai liniștit, că ăștia acu apar. E timpul. Abia aștept. Ia uite ce-am aici. Ia uite. Atenție, e un jaf! Scoateți banii, ligăurile, tot și puneți-le ceva și dați-mi și un om să mă ajute, că eu nu mai am mâini. Da, sigur nu ați uitat nimic? Ce să uit? Păi să ne amenințați cu arma, știți, pentru camerele video, ca să vadă de ce vă dăm banii. Așa e procedura la un jaf armat. Aolo, domnul jugaru, ați lovit? Ajutați-mă careva să mă ridic, că cred că mi-a scrântit și coloana. Haideți că vă ajut eu, domnul jugaru. Au, picioarele mele. Da, îmi dați autograful ăla pe care mi l-ați promis, da? S-ară autograful, dracu, doamne, cu ce am greșit eu, doamne. Jugaru, ușor, domnul jugaru. Nu mișcă nimeni, ăsta e un jaf. Dacă ăsta e un jaf, ia-l pe ăsta, tati, că e mai bun. Nu, dragă, ăsta este un jaf armat, nu? Care-i trebuie? Ah, idiotule, m-ai împușcat! Și tu pe mine! Capitan și drag, piciorul meu! Am venit bine? M-am prins, dumneavoastră sunteți domnul jugaru. Dați și mie un autograf, nu-i așa? Auzi, da... Tu ești sigură, sigură că jugarul ăsta mai face farse de-astea? Că nu cumva s-o fie apucat și el de serial, dar de comedie? Ha? Haideți că a venit mașina după bani. Ia uzi. Mergem. Domn sergent, dar cum de nu v-au arestat? Nu știu, bă. Cred că li s-a făcut milă de noi când au zis cât de prost suntem. Auzi, popăză, să nu fiți voi în stare să spargeți o bangă, mă! Îmi par că dumneavoastră ați fost în stare să spargeți vreo bangă. Ce vorbești, bă, cum a fost în stare? A fost în stare, idioților! Dar n-am avut loc de voi, că ar trebui să vă calcă în picioare! Dar iete-le cum e! Lăsați, domn sergent, că vă răzbun eu! S-a rezolvat! Am adus banii! Care bani? 20 de miliarde de la bancă! Sunt în camion! Ce facem cu ei? Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Am adus banii! Care bani? 20 de miliarde de la bancă! Sunt în camion! Măi, dar camionul ăla nu trebuia să aibă și el pază? Mai pază decât armata, ce vrei? Ha? Surprise! Nu pot să cred că... Ba da! Și dacă nu spui cifrele de la safe, îți zbor creierii acum! Stai mai ușurel cu alea, că astăzi n-am chemat salvarea. Ah, îți bagi joc de mine. Bun.
Chiliosule, uite cum facem. Eu încep să număr și dacă până ajung cu numărătoarea la 5, nu spui cifrele de la safe, îți zbor creierii și ție. Clar? Da. 1, 2, 3, 5. Ți-am zis, bă, că eu nu-mi iau vorba înapoi. Ți-am zis că la 5 te împușc. 5 era prima cifră, idiotule. Mâncă-l-r mama de lefter. Ce blog? Trebuia să-ți dea bani și trebuia să-ți fie, da? Nu, ele nu au probleme. Hai! Ia zi, iubi, din ce îmi făceai tu mie rochița de mireasă? Din hârtie igienică? Da. Chiar așa, fată, asta, mă rog. De lefter, zi tu, mie seama. Așa e. Pentru domnul Jugaru. Nu, domnule Jugaru. Ai, eu... Păi... Bă, tu-ți bai să-l dă bine, mâine sus, că te țuresc. Plin de omor ca balica de muște sunt, să nebunez, mă rog. Am uitat replica.